Indiferent de anotimp, ne place să găsim în înălțimea cerului soarele, fie el și cu dinți, oricum știe să ne însenineze ziua. De Ziua Internațională a Cititului împreună, ori a cititului cu voce tare, așteptăm cu nerăbdare, împreună cu grupa pregătitoare Izvoraș, de la grădinița numărul 227, Mlădița, să treacă pragul bibliotecii Ovidius Nenea Soare, însoțit de Angela Ganea, autorul generator de soricei pentru toți copiii, care precizează la începutul acestei cărți că ne pasă cine suntem și de valoarea pe care o avem și de principiile conform cărora ne creștem copiii cu lumină în suflet, ea se multiplică și devine bucurie nemărginită, benefică și înălțătoare, ce răsare pentru și prin copiii noștri. Salutându-ne în fiecare dimineață cu o zi nouă, cu Nenea Soare, acest soare poate fi oricine drag nouă. Aducem recunoștință rădăcinilor pământești și divinității cerești, din care renaștem prin curățenia, puritatea copilului, punctul de pornire și de explorare a vieții. Dacă această carte va întări în sufletele copiilor capacitatea de a visa, de a dărui, de a accepta și prețui o prietenie, de a învăța, de a crește fizic și spiritual, de a râde în hohote și a se bucura de rouă, iarbă, un nor și o ploaie de vară, atunci am realizat încondeierea solară prin care redau cele învățate cândva de la părinții mei. Partea Nenea Soare a fost scrisă în vara anului 2020, anul primului examen pandemic. În aceste condiții, divinitatea mi-a dăruit o rază de lumină care să o ofer tuturor celor care vor să o primească și să o valorifice la propriu și la figurat. E timpul să visăm cu Nenea Soare.